Salutări, dragii mei! Astăzi am să vă povestesc Pâinea cu rouă de Grigore Vieru, dar voi ascultați atenți. Doru mâncat are prost și alegea mâncarea. Mama îi pune dinainte toate bunătățile lumii. Pânică cu und vrei? Nu. Cu icre? Vreau. Doru mușcă o gură din pâine cu icre și o lasă. Gustă felie cum ieri. O miroase pe cea cu magiun. Nu vreau, nu-i bună. Tatăl s-a uitat lung la băiat și a spus. Apoi cea mai bună e pâinea cu rouă. Numai că de unde să o luăm noi acum? Vreau pâine cu rouă, dăm pâine cu rouă, scânci Doru. Doru, într-adevăr, nu mâncase pâinea cu rouă și nici nu auzise de ea. Cea mai bună e roua de vie, spuse tatăl. Mergi mâine cu mine la vie și mâncăm. Apoi adaugă. Cea mai gustoasă e roua dimineții. Ea se mănâncă cu pâine, așa că trebuie să ne sculăm mai dimineață. Doru nu avea răbdare să guste pâinea cu rouă. A doua zi s-au dus dis de dimineață cu tatăl la vie. Cea mai gustoasă e roua rumenită de soare, a spus tatăl. Până ce se ruminește ea, noi hai să lucrăm puțin. Și tatăl puse pâinea și untul și brânza și ceapa sub un butuc apoi s-au apucat ei de lucru. Ridicau vițele de la pământ, încărcate cu struguri, le prindeau cu grijă de sârmă, ca să nu putrezească poama. Când ajunse la capătul rândului, Doru se uită la soare și spuse, Mie, mie foame, tată zâmbi. Bravo, iată și roa s-a făcut bună, rumen rumioară, s-o pui pe felioară. Pâinea tăiată felioară de acasă era gata presurată cu rouă tatăl o lăsase descoperită. Și roa se scuturase din frunze peste ea. Dorul lua marginea, pentru că marginea avea cele mai multe mărgelușe de roa pe ea. O duse cu grijă la abuze să nu se împrăștie roa. Fruntea lui rumenită de soare, bombată, parcă era coaja de pâine. Strălucea și ea în strop de sudoare. Câțiva picuri se cotilisere de pe frunte în jos pe obraz, apoi pe coaja de pâine. Doru mușca din ea cu poftă. Pâinea avea nu știu ce gust, sărățel, dar era atât de bună. dorum încă toată felie și mai ceru una. Era tare gustoasă pâinea cu rouă. Dragii mei, stați acasă, noi vă povestim.